Filip Kirkorov vine ca un oaspete de-al meu, vine fără bani. Dar i-a chitat transportul, mâncarea, cazarea? Nu, mâncarea o să mănânce la mine acasă la Sadova. Vine dimineața la orele 6 sau 7 dimineața, duminică, pentru că are un program foarte încărcat, și vine doar pe jumătate de zi și seara târziu pleacă din Republica Moldova. De ce cazare nu va fi? Merge la mine acasă la Sadova, apropo. Eu mă bucur că a acceptat să interpreteze câteva piese în satul meu natal. Eu cred că și pentru el va fi interesant să evolueze, pentru că este un artist de talie internațională, mondială, să evolueze într-un sat din Republica Moldova. Dar va fi și acest lucru, pe stadionul din satul Sadova. De aceea vă invităm.